Salutări tuturor, eu sunt Dodo și înainte de a începe acest tutorial cu configurarea unui PC de la Intel, dar cel mai ieftin Intel, vom folosi și grafică integrată din procesor. Deci, cum v-am spus înainte de a începe, vreau să vă anunț, astăzi live-ul îl avem de la ora 5. Mi s-a cerut să fie de la ora 5 și cred că este și bine, deoarece fiind duminică, va trebui să vă culcați și voi mai devreme, cei care sunteți la școală, știu eu care sunteți la servici, și atunci e bine să-l fac mai devreme. Deci live-ul de astăzi, de duminică, va începe de la ora 5. Dodo și prietenii stau de vorbă. Astăzi voi răspunde la întrebări, deci duminica în general voi răspunde la întrebări și aș vrea să încep de la ora 5, așa că vă aștept cu drag pe toți. Bun, să continuăm. V-am spus că facem un sistem foarte ieftin de la Intel. Hai să mergem la procesoare. Socket 1151. Atenție, Socket 1151 va suporta, dar vom putea pune doar pe plăci cu Socket 1151. La fel, uitați, avem Socket, niciun Socket, un procesor cu un alt Socket nu se va potrivi, de exemplu, pe plăcile de bază cu Socket 1151. Deci, trebuie să respectăm Socketul, așa că fiți atenți când vă faceți voi configurația să respectați socketul. De exemplu, dacă vă luați un procesor pe socket 1150, urmăriți să vă luați și placă de bază pe socket 1150. Noi, pentru că mergem pe socket 1151, suntem obligați să luăm placă de bază pe socket 1151. Sper că ați înțeles chestia asta. Hai să-l băgăm în coș. Este foarte bun, are grafică integrată. Nu o să mai luăm placă video. O să puteți să jucați și Counter-Strike, League of Legends, Madden 2 și așa mai departe. Jocuri din astea mai ușoare puteți să jucați. Acum nu vă așteptați să jucați GTA 5. Vă dați seama că jocul, acest PC, îl vom scoate undeva la 1000 de lei. Așa, hai să mergem repede la plăci de bază. Plăci de bază, socket. Vedeți, merg iar la socket 1151. Am pus 1151. Și ca să-l scoatem ieftin, o să punem cea mai ieftină placă de bază. Pentru că pe noi ne interesează să scoatem PC-ul ăsta cât mai ieftin. Și asta este o placă de la Astrox, să vedem ce avem pe ea. Suportă, avem USB 2.0, USB 3.0. Ce mai avem aici? SATA 3. E suficient, e bine, cumpără, băgăm în coș. Așa. Mergem acum la memorii, vom pune 4 GB RAM, voi dacă vreți, bineînțeles, puteți să puneți mai multă, dar eu vreau să scot cât mai ieftin și este suficient. La ceea ce avem noi aici, este suficient 4 GB RAM, așa că nu are rost să vă aruncați la mai mult. 1 GB RAM va lua placa video, grafica integrată de fapt, și vă va rămâne 3 GB RAM pentru diferite acțiuni, adică 1 GB probabil să ia sistemul de operare și 2 vă rămâne pentru jocuri. Așa, dacă voi vreți să puneți 4 GB RAM, 8 GB RAM, puteți să puneți liniștiți. Așa, băgăm în coș. Am băgat în coș. Și dacă nu vreți, hai să facem altceva, chiar dacă o să depășim un pic. Uite, o să punem asta. Uite, o să băgăm memoria asta de la Kingston. Probabil o să vă placă mai mult, care și radiatorul ăsta. Bun, băgăm această memorie. Așa, și hai să ștergem memoria asta. Deci avem placă de bază, avem procesor, avem RAM. E suficient, ne trebuie acum un hard disk. Hai să mergem pe un hard disk. La un astfel de sistem ne trebuie un hard disk de cât să fie. Hai să fie de 1 tera ca să nu mai ne... Capacitate, băgăm 1 tera. 1000 de gigabytes ca să nu spuneți după aceea că suntem răi și băgăm ceva. Și uite, o să băgăm Toshiba. 32 mega cache. Poate era bine să fie 64. Hai să fie totuși 64. O să-l punem pe asta. Da, uitați, o să-l punem pe asta de 64 de mega cache. Da. Îl băgăm în coș. Da, a mers. Bun, avem și hard disk-ul și ne mai trebuie o placă de, ne mai trebuie o carcasă. Vă uitați, până acum avem toate componentele. Dacă aveți o carcasă, astea sunt componentele.
Dacă aveți o carcasă, luați componentele astea și le băgați în calculator, în carcasa voastră, și asta terminat povestea. Dacă aveți hard disk, la fel, nu mai cumpărați hard disk, îl dați deoparte și uitați, vă rămâne, deci 854, vă rămâne undeva la 600 și un pic, dacă nu vă luați hard disk-ul. Și la 600 și un pic, vă puneți procesor, placă de bază și memorie de ultimă generație. Bun, dar hai să nu ne lungim, să mergem să luăm carcasă. Luăm o carcasă și am văzut o carcasă. Să vedem ce carcasă alegem de aici. Uitați, carcasa asta îmi place de la Segotep. O băgăm în coș. Și la carcasa asta o să avem nevoie de un ventilator în spate. Și o să mergem pe ventilator răcire. Ventilator PC. Și o să luăm unul de 120 de mm, adică 12 cm. Ia să și alegem 120 și îl băgăm în coș, unul în spate. În caz că vreți cu lumină, puteți să vă puneți cu lumină, dacă vreți și în față, vă puteți pune și în față. El nu are niciun ventilator și va trebui să-i punem noi cel puțin un ventilator. Ventilatorul fiind de 12 cm, nu o să facă așa mare gălăgie. Bun, avem ventilator, dar o să avem nevoie și de o sursă. Hai să mergem la surse și am văzut una de la... Ia să vedem că nu o văd aici. Văzusem o sursă. Era de lux, dar nu asta. Asta, cred. Ia să vedem ce avem pe ea. Avem unul 4 plus 4 pentru că avem nevoie și 20 plus 4. Avem SATA 3. Avem chiar și conector PCI Express, deci avem tot ce ne trebuie. Avem și protecție la această sursă, fiind 80 de lei, e o sursă destul de bună, o sursă chiar foarte bună, eu știu sursa asta, deci vorbesc și din propria experiență. O băgăm în coș și hai să vedem cât ne-a ieșit sistemul. 1023 de lei, avem un sistem. Un sistem destul de bine pus la punct. Să știți că veți putea juca foarte, foarte multe jocuri. Se va mișca extraordinar de bine. Veți rămâne uimiți dacă, când veți vedea cum se va mișca. Dacă vreți, de exemplu, ai și știți că nu coborâți prea multe și folosiți doar un joc sau două, atunci cel mai bine este să renunțați, de exemplu, la hard disk și să puneți un SSD. Dacă puneți sau poate aveți un hard disk mai vechi, schimbați acest hard disk și puneți un SSD, băgați, hai să vedem, SSD-uri, ca să vedeți o chestie, 120 de giga și avem, uitați SSD-ul, uitați așa puțin să filtrăm noi puțin prețul și puteți pune, uitați, puteți pune acesta, 209 lei, puneți un SSD de acest gen și dacă mai aveți un hard disk și vreți să puneți un hard disk, puteți să puneți un hard disk și aveți și hard disk, aveți și SSD, dar pe SSD să aveți sistemul de operare pentru că atunci sunteți siguri că se va mișca extraordinar de rapid. În caz că vreți să vă băgați o placă video, hai să vă arăt și ce placă video, mergem pe, nu, tip memorie GDDR5. Și o să mergem pe 128 de biți, asta fiind minim. Și uitați prima placă. Dacă o băgăm în coș placa asta video, hai să vedem la câte ieșim, la 1405. Dar aș spune că pentru sistemul ăsta cel mai bine este cu grafica integrată din procesor. Dacă vreți totuși ceva mai mult, vă puteți pune placa asta video, care e totuși nu un capăt de țară. Dar iar vă mai pot spune ceva. Vă puteți folosi sistemul așa, fără placa video și eventual când vă mai faceți rost de bani, să adăugați și o placă video. Și uite așa, în caz că mai vreți, vă mai puteți pune 4 GB RAM în timp și uitați așa, vă faceți PC-ul mult mai performant. Și la un preț destul de bun. Pentru că eu am vrut să fac ceva foarte ieftin, deci practic avem 1023 de lei. Eu v-am arătat în caz că vreți să puneți și placa video, puneți placa video și... v-am explicat ce mai puteți să faceți. Dar la 1023 de lei, cred că nu ne putem plânge. Eu zic că este foarte bine. Este un sistem destul de echilibrat, destul de bun. Așa că vă mulțumesc și pentru urmărirea acestui tutorial.
Nu uitați, duminica vom începe de la ora 5 live-ul, pentru că așa mi s-a cerut și uitați, așa am decis într-un final să încep de la ora 5. Vă aștept pe toți cu drag în fiecare live pe care îl fac. Vă rog că nu mai comentați alea, nu mai înjurați, nu-i văd rostul să înjurați. Dacă nu vă place, nu intrați, nu vă uitați. Nimeni nu e obligat să intre și de-aia nu are rost să înjurați. Trebuie să ne purtăm ca oamenii, să fim civilizați, nu-i așa? Ia iurea să ne înjurăm unii pe alții când nici măcar nu ne cunoaștem, dar nu știu, ia iurea. Mie mi se pare un lucru aiurea, așa că vă rog să aveți un comportament destul de frumos, cuvincios, cu întrebări bune, frumoase și de ce nu să ne înțelegem foarte bine. Așa că vă mulțumesc încă o dată și până data viitoare să ne reauzim cu bine. La revedere!